Astăzi la Mirasa l-am văzut pe Deli și din nou în preajma Deliei, cerând apoi explicații pentru o afirmație făcută de ea în emisia de aseară. De ce ai zis la Capricii chestia aia? Nu-i place Deli atât de mult cât zice? Consider că în oarecare măsură s-a folosit și de ea? Asta e doar părerea mea, așa mi s-a părut. A, deci a recunoscut? Deci, cam atât. Am recunoscut că m-am folosit de tine. Puțin. Atenția, ei, i-au fost de ajuns. Și când am zis așa se vede. Dacă ești asumat, o să recunoști. Dacă nu, e ok. Nu a fost așa? Nu. Cum? Când ți-am dat eu de înțeles treaba asta? Astăzi noi doi am avut o discuție. Și ai spus că un pic te-ai folosit. Da, dar pentru cine? Cum adică, adică la modul, cum a fost discuția noastră? De ce? Pentru cine mi-ai am făcut? Mi-ai spus că te-ai apropiat de mine. M-ai întrebat și am zis puțin. Și în contextul, în contextul în care, pentru tine. Adică te-ai folosit de mine pentru mine? Pentru noi. Iar într-o pauză publicitară, Delia i-a cerut lui Deliș să oprească orice discuție dintre ei. Nu mai vreau discuții. Nici vreau, mai vreau să oprim. Da. Tocmai, nu mai vreau nicio discuție. Eu am spus lucrul ăla pentru că așa... Ai spus că un pic te-ai gândit și în sensul ăla. Un pic m-am gândit în sensul ăla, da. Okay, și am fost cât se poate de sincer. Da. Nu mai vreau alte discuții, gata. Vreau să oprim tot. Dar nu că m-am folosit de tine. Au fost cuvintele tale sau nu? Le-am spus eu? Deci o întrebare și ți-am răspuns puțin. Ok. Și tu ai venit cu concluzia că m-am folosit dar de tine. Dar nu am venit eu cu concluzia. Astea au fost cuvintele tale, Deliș. Au fost sau nu cuvintele tale? Am zis puțin. Dar ai spus, da, da m-am gândit la asta. Nu, m-am zis, gândit, da. M-am gândit la asta, că apropierea unul față de celălalt ar putea să ne dea o șansă în continuare. Astea au fost cuvintele tale? Nu au fost astea, am zis doar puțin, dar tu nu știi ce era în mintea mea. Ok, și eu am, păi dacă tocmai n-am de unde să știu ce a fost în mintea ta, am de unde să știu ceea ce ai spus, de asta am spus lucrurile astea. Da, am zis puțin și am trecut mai departe și după aia când ai venit la Capricii ai dat-o ca și cum eu m-am folosit de tine. Nu am dat-o ca și... Nu mai vreau discuții, vreau să lăsăm totul, e prea mult. Păi și pentru mine e prea mult, jur că e prea mult. E prea mult, nu mai vreau alte discuții, nu mai vreau alte materiale, nu vreau să mai vorbesc acest subiect. Știu sigur că nici familia mele nu își mai dorește să mai vadă nici altfel. Familia mea nu își mai dorește să vadă materiale de genul. Tocmai. Hai să oprim lucrurile și... Nu avem nimic de împărțit unul cu altul. Nu înțeleg de... Da. Ți-ai făcut ceva ce nu mi-a plăcut. Și eu. Ce nu mi-a făcut? Ai spus ceva. Ce? Știi. Hmm? Știi. Ce ar fi trebuit să rămână acolo. Dar nu mai vreau, gata. Mi-a scăpat, mi-am dat seama, mi-a scăpat. Am zis că nu știi, da, știu. Nu trebuia. Nu știu, am impresia că orice fac, fac greșit. În interacțiunea cu tine. Și orice fac, parcă nu te mulțumești nimic din ce fac. Tot timpul vii cu câte o chestie din asta care tot amplifică, tot duce lucrurile și să și acum, tot duce în avalanșă. Ok, și acum ce am făcut? Ce ai zis la Capricii? Nu are legătură cu ce am da, zis la Capricii. Are legătură mare. Nu are legătură. Și nu am spus nimic. Eu am zis puțin și atât, dar tu nu știi ce era în mintea mea. Okay. Și tu ai ajuns la concluzia că eu m-am folosit de tine. Dar nu am ajuns. Au fost cuvintele tale, da, m-am folosit puțin. Astea au fost cuvintele tale, deci... Eu nu am de unde să știu ce a fost în mintea ta, dar eu am de unde, dacă eu vin la tine și îți spun... Floarea asta are mov, da? Tu reții, floarea asta are mov, dar tu nu ai de unde să știi ce gândesc eu, nu? Dacă eu nu-ți spun. Și reții doar ceea ce îți spun eu. Da, așa e. Dacă alea au fost cuvintele tale, nu e normal că... Aia să rețin? Nu să... Pentru că nu am de unde să știu ce gândești dacă nu spui. Bine, hai să oprim orice discuție, că nu mai are rost. Și așa a fost de fiecare dată. De fiecare dată vei și... Spui lucruri, te grăbești, tragi concluzii, nu știi cu adevărat ce gândesc. Tu tot te grăbești, tragi concluzii, le dai, nu le gândești. Ok. Și tot să aduci avalanșa asta, știi? De... Ne batem așa, cap în cap. Deci, am spus la Capricii ceea ce am spus din cauza că mi s-a pus o întrebare și am răspuns. Nu am venit să spun, să mă trezesc afară plumbă.
Dacă mă întreabă de la consider că te-ai uitat pe geam azi dimineață și cum ți s-a părut vremea, nu-i normal să răspundă o întrebare? Era pur și simplu întrebarea pusă în așa fel încât dacă eu consider că lucrul ăla a fost în urma săptămânii trecute. Și am zis, da, consider, pentru că și tu mi-ai recunoscut că a fost asta puțin. Puțin. A fost o întrebare. Puțin. Deci este o emisiune matrimonială despre cupluri, da? Da. În condițiile în care, într-adevăr, eu eram într-o cursă de eliminare și în condițiile în care eu îmi doream ca noi doi să continuăm, normal și logic că m-am gândit că prin faptul că noi, dacă ne apropiem, lumea ne va mai da o șansă. Și e logic că m-am gândit la asta, dar eu nu m-am raportat la asta 100%. N-a fost focusul. Nu cred că ai raportat 100% la chestia asta. Tu ai spus-o că te-ai gândit și faptul că... Păi da, m-am gândit. Susținătorii ne vor împreună? Puțin, că ne vor împreună și că hai să ne dăm noi o șansă în continuare. Pentru că dacă eu plecam acasă, eu rămâneam în aer. N-am tras nicio concluzie, n-am făcut nimic, n-am continuat, nici măcar n-am mai încercat. Și rămâneam așa, știi? Dacă mi s-a pus o întrebare, nu e normal să răspund. Nu înțeleg de ce te simți așa. Pentru că am discutat amândoi niște lucruri, am zis să rămân acolo și nu a rămas acolo. A fost o întrebare. Da, dar tu ai spus ceva ce ți-am spus acolo, că puținul ăla tu nu trebuia okay. Să-l mai aduci în discuție, era strict discuția noastră. Ok, nu cred că eu... Pentru că acum iar se interpretează... Și tu ai făcut același lucru. Fără să-mi dau seama. Și l-am făcut același lucru. Dar de ce tot timpul trebuie să fie unul unu la unul? Faci tu ceva, fac și eu ceva, faci tu ceva, fac și eu... Eu am făcut prima, să zicem, da? Fără să-mi dau seama. Nu a fost gândită. Și acum aș putea să zic că tu m-ai atacat făcând același lucru. Și acum o să vrea să dăm niște explicații. Păi și o să le dăm. Capricile iubirii. Delia, acum știi cum e, tu mergi pe varianta aia, hai să omorâm mesagerul. Pentru că, da, într-adevăr, ți s-au pus niște întrebări, dar răspunsurile sunt la tine. Răspunsurile sunt cele pe care le ai tu în sufletul tău și adevărul pe care îl scoți la iveală, în urma întrebărilor. Și foarte bine că ai făcut-o. Da, nu da vina pe mine, că... Eu am spus ceea ce el mi-a spus. Îmi pare rău dacă te-ai... Dar ce s-a întâmplat acolo la spa? Hai că acum chiar sunt curioasă, adică acum chiar, uite, pun eu întrebarea și chiar vreau și eu un răspuns, că na, dacă v-a mâncat limba să vorbiți, acum ți-a pus o întrebare. Nu e firesc să răspunzi, te rog. Am discutat despre tot ce s-a întâmplat în casă, despre noi. Am discutat despre viața noastră de afară și cam atât. Ce? Tot parcursul nostru din casă și tot ce s-a întâmplat. Ce? La ce concluzie ați ajuns? Că asta e așa o chestie ambiguă. Eu am recunoscut faptul că da, o să îmi doresc în casă de când o să intrăm, să-l evit și să nu mai avem nicio discuție, pentru că el îmi place și dacă îmi oferă atenția lui în perioada aceasta, cumva poate să mă întoarcă și să lăsăm lucrurile așa, să nu ne purtăm pică unui altuia. El mi-a spus... Ce clasă sunteți, măi! Cel de mult și nu mă vede mai mult pe mai departe. Asta au fost discuțiile. Și... Adică, cum zici tu, lasă-mă, îmi place. Da, 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 da. Și el ce-a făcut? Ce-a zis? Ce-a... Mi-a spus părerea lui despre mine și... Și care a fost părerea lui despre tine? Ceea ce s-a văzut și în emisiune, că îi plac, dar nu suficient de mult. Asta îmi place, dar în același timp nu-mi place. Și când m-a întrebat de ce, ți-am zis motivele de ce. De ce? Tot parcursul pe care l-am avut împreună. Ai, mă, ce aia tot parcursul, mă, mamă, mamă. Vorbește cu subiectul. Mă, nu-mi place când vorbește gura fără tine sau uite, când și nu... pe material ai zis că se interpretează și că practic și ea interpretează anumite lucruri pe care tu le spui. Dar atât timp cât tu nu spui cu subiect și predicat și lași loc de interpretări și de întrebări, atunci se interpretează. Adică asumă-ți și tu greșeala pe care tu ai făcut-o. Despre asta este vorba. Cum și ea trebuie să-și asume... Ce nu-ți place la Delia? Chestia asta cu ceea ce scoate pe gură. Am impresia că mă atacă tot timpul. Bine zis. Am impresia.
Da, uite de și la zona. Eu am ținut cu tine în multe momente în care ai fost atacat și poate ai fost atacat din toate părțile. Dar pe bune, acum ești lipsit de coerență, nu mai înțeleg nimic. Pe cuvântul meu de onoare că nu te mai înțeleg. Ori o lași în pace de tot, ori nu înțeleg ce mai cauți acolo, pe cuvântul meu. Ce spun? Dar chiar, ce mai cauți acolo? De ce mai ții calea? De ce o mai tot iei deoparte să vorbești? De ce ai simțit să vorbești cu ea la spa? Ascuns de ochii lumii. Întreb și eu toate lucrurile astea pentru un prieten. Am să mă opresc. Nu mi-ai răspuns la întrebare. Bravo ție, dar mie nu mi-ai răspuns la întrebare. Și pentru că la fel este o fată care îmi place atenția ei, îmi place prezența ei și cam atât pot spune. Și te frică și ție să nu te întoarcă, nu? Cât să-ți gâdile orgoliu? Nu că să-mi gâdile orgoliu. Și atunci? Ia zi, Liviu, hai, cu cuvinte. Lăsați fețele alea, fețe, spuneți cu vorbe. Vă zic eu din nou. Ia zi. Deci după să le lase în pace, din cauza, pentru că Delia vede o parteneră pentru această emisiune. Doar pentru emisiune? Da, și le-am zis de la început, din prima săptămână, din când au început să apropie mai mult. Voi doi nu sunteți făcuți unul pentru altul, părerea mea. Și asta o văd în continuare, din ce în ce mai tare, doar că ei se chinuie unul pe altul, dar strict raportat adică la această emisiune. Adică tu crezi că ei, dacă vor fi împreună, vor avea o relație toxică? 100%. Doar pentru această emisiune. Asta a confirmat și Dediș, că pe material a zis ceva de susținători. Da. Cumva că tu te-ai apropiat de ea, pentru că și susținătorii doreau ca voi doi să fiți împreună. Nu, ca să ne dea o și șansă. Și dat fiind faptul să vă dea o șansă. Să ne dea o șansă în continuare să duce mai departe ce am început. Poți să ai o relație dacă tu nu simți și tu nu-ți dorești, doar pentru că își dorește altcineva. Adică dacă mie nu-mi place de Cristina, eu nu pot să fiu cu Cristina pentru că ei îi place. Da, dar eu nu am zis asta, am zis că dacă plecam acasă în săptămâna aia, mie îmi părea rău și la tine mă gândeam. Asta am spus. Da. N-ați încercat și varianta de a nu vă mai întâlni, e mult spus, de a nu vă mai băga în seamă, de a vă ignora unul pe celălalt. Dar tu de ce ți-ai dori să rămâi în competiție? Pentru a forma o relație, clar. Da, așa, doar ca să ai o relație și atât? Nu. Nu. Da, nu, uite, gândește-te, gândiți-vă amândoi. Gândiți-vă amândoi la următoarea chestie. Gândiți-vă că nu sunteți în casa Mireasa, ci că aveți amândoi același loc de muncă. Și că istoria pe care o ați avut-o în casa Mireasa, ați fi avut-o la un loc de muncă. Niciunul dintre voi nu își permite să piardă acel loc de muncă, pentru că este un loc important care v-ar putea aduce beneficii în viitor. Și atunci, gândiți-vă cum puteți face ca și cum ați fi la un loc de muncă. Gândiți-vă, e o chestiune la care să vă gândiți și poate o puneți în practică aici, în casa Mireasa. Luăm pauză, dragilor.